A fost o sesizare la 112, a avut loc un accident pe raza comunei Pianu. S-au deplasat echipajele de la ISU și de la poliție. Din nefericire, au fost două persoane accidentate, dintre care o persoană este decedată, cealaltă persoană este la spital. Am fost solicitat să acordăm primul ajutor unei victime rănite în urma unei explozii. Victima a fost preluată de ambulanța Zmur și transportată la spital. Nu știam ce se desfășoară aici, pentru că fiind o proprietate privată, noi n-am avut cunoștință de așa ceva. Aveam cunoștință numai tot la acest proprietar, de depozitarea unor cartoane, nu știu ce, care am făcut notificare scrisă și am dat termen să le ia. Dar nu știam că are așa ceva, pentru că nu putem intra în proprietatea omului. Într-un spațiu comercial unde se debita fier vechi, în cursul zilei de astăzi, în timp ce debitau anumite material feros, respectiv proiectile care vânesc spunte în modul în care erau deja demontate în ele, se pare că a explodat. O persoană a decedat și una este rănită la spitalare. Cazul este preluat de poliție. Vom vedea exact ce s-a întâmplat. Se pare că a avut loc o explozie în timp ce încerca să taie o bucată de metal. Nu știm încă despre ce este vorba. S-a acumulat gaze în interior. Au mai fost ceva urme de... Se pare că ar fi un proiectil dezafectat, așa ar fi trebuit să fie. Victima avea răni provocate de schinge în urma unei explozii. Cea de-a doua victimă a exploziei a fost găsită la fața locului decedată, din păcate, în urma leziunilor incompatibile cu viața. Din primele cercetări a rezultat că explozia s-ar fi produs pe fondul manipulării unor deșeuri de componente de proiectile în incinta unei societăți comerciale care colectează fier vechi. Probabil într-un trotil, ce că ar fi trotile sau așa, proiectile, ar fi fost explozibil și în momentul în care s-a făcut debitarea, a explodat. Da, s-a auzit tare explozia? Da, s-a auzit până în pianul de sus. Adică deci la 4 km. A ieșit un fum gros. E o tragedie, din păcate sperăm ca celălalt care a fost accidentat să fie bine. Din informațiile care le avem noi, nu este pus momentan în pericol. Noi cunoșteam pe oameni, am vorbit la telefon cu proprietarul imobilului și a zis că l-are închiriat la cel care execută aceste lucrări de debitare a materialelor. Încă nu am putut identifica nici societatea exactă la care cei doi pentru care cei doi desfășurau activitate, nici dacă aveau forme legale. Pentru că nu știm încă exact numele, de unde sunt, cine sunt. În cursul zilei următoare încercăm să identificăm absolut tot. Se cunoaște proveniența acestor deșeuri explodate? Încă nu, doar declarațiile celui care a fost la fața locului și care a și plecat să-l anunțe pe proprietar să vină, că sunt achiziționate legal. Asta urmează să fie dovedite către organele de anchetă. După cum am discutat cu cel care execută lucrările astea, a zis că le are subcontratat de la altcineva și că ăla le are de la unitate militară. Dar sunt dezamorsate, probabil. Să știe de la ce unitate militară? Nu cunoaștem încă de la ce unitate militară. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și nerespectarea regimului materiilor explozive. De asemenea, verificăm aspectele legate de funcționarea societății, precum și de proveniența și modul de manipulare a acestor tipuri de deșeuri. Dar ce era punct de colectare la fier vechi? Nu avem pe raza comunei așa ceva, nici n-a venit la primărie ca să scrie că să se autorizeze cu așa ceva. El a zis că are de la mediu, are acte în regulă, o să vedem după anchetă ce se va întâmpla.